salvitori, îndurerate familie vergi, dragă Abi, Simona, Marcel, Anita și toate rudeniile familiei vergi, în seara aceasta suntem aici, la căpătâiul celui care a fost fratele Bergi Viță. Unul dintre cei mai vechi membri ai Bisericii Emanuel în Sibiu, pe care Domnul a fost de 77 de ani l-a chemat acasă. Fie ca momentele din seara aceasta de priveghere pe care le trece, să fie un timp de mândriere și de îmbărbătare pentru familie, pentru copiii care nu sunt prezenți, pentru nepoți, pentru toți cei dragi, pentru Marcel care este prezent aici și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga familie. Condițiile care sunt impuse de reglementări în vigoare nu ne permit să fim mai mulți cu ocazia aceasta și sigur, dacă zilele de vedere și de mormântare, dacă au fost în altă perioadă, locul acesta cred că ar fi fost neîncăpător, pentru că fratele Ghiță a fost și a rămas unul dintre cei mai activi credincioși ai Bisericii, nelipsit de la aproape niciuna din mormântare. Fie ca memoria de om slujitor acestui bărbat care a vorbit în loc, să fie urmată pentru toți și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Înainte să avem o scurtă slujbă, în locul acesta, ne vom închina Domnului, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și invit pe fratele Benedictariu să rostească rugăciune de binecuvântare și de însoțire din partea Domnului pentru noi toți. În aceste momente, Doamne, încercare, de durere, când Doamne ne aflăm în acest loc de jale, te rugăm frumos, Doamne, o să lași binecuvântarea Ta. Te rugăm. Avem așa de mare nevoie, Doamne, de Tine, mai ales în astfel de momente. Da, Doamne. De aceea, în numele Domnului Iisus, pentru timpul care, Doamne, stăm aici și trecem aici, alături, Doamne, de fuzele de cel care a fost dată de Ghiță, Doamne, de Marcea și de ceilalți frauți, Doamne, și surori. Te rog, Doamne, ca Tu să fii prezent și să lași rângrierea Ta, sunt aici. Și fă, Doamne, unul deosebit ca cuvântul vestit astăzi, să fie, Doamne, Dumnezeule, acela pe care fiecare dintre noi avem nevoie. Alegi, Doamne, Dumnezeule, să fii alături de cei care sunt într-un loc al jalei. Te rog frumos, Doamne, binecuvintează copiii, nepoții fratelui, Ghiță, mai ales cei care, Doamne Dumnezeule, n-au putut să fie prezenți în acest moment aici și care cu siguranță, Doamne, durerea lor este mai mare. În numele lui Iisus Hristos, te rog, lasă mântuirea Ta peste întreaga familie. Amin. Amin. Sigur că timpul rezervat pentru slujba aceasta este destul de scurt și vrem să cuprindem cât mai multe lucruri. Sigur că memoria fratelui Ghiță va fi făcută mâine la serviciul de mormântare, dar în seara aceasta vrem să ne împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu și toate de ziua Adrian, pastorul din biserica Domnului, va rosti cuvântul în învățătură pentru noi în seara aceasta. Înainte de cuvântul acesta de predicare, sora Monica va recita o poezie, apoi Sara, vor lăuda pe Domnul Mântare. După aceste slujiri, fratele Adrian, el va ne va împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Este timpul să mă întorc acasă. Mă cheamă veșnicia pe albastrele zilei. Acolo voi cunoaște iubirea nesfârșită și voi uita de lacrimi, suspine și dureri. Nu mă întristați, mă cheamă Părintele din slavă să mă întorc la pieptul de unde am plecat. Pe străzile de aur voi alerga la Tatăl, spălat de rușine, regrete și păcat.
să nu oftați. E timpul când drumul se sfârșește și pentru fiecare va fi un timp cândva. Eu știu că m-ați iubit și acum, la despărțire, mă veți purta în inimă și nu mă veți uita. Vă ridicați privirea spre zările albastre, rămâneți credincioși în faptă și cuvânt. Vă mângâiați cu gândul că peste ani, odată, ne-am întâlnit cu toții acolo în Cerul Sfânt. Amin. Păi zic, nu ți-aduce aminte?
Este fratele care este cel mai iubit de toți copiii din biserică. E fratele care le dădea cu o boală. Așa știa fratele Ghiță să se facă plăcut copiilor din biserică, dar nu numai și fraților, prin felul lui de a fi, prin modul lui de a sluji. Bunul Dumnezeu a hotărât să-l cheme acasă. Așa cum spunea cuvântul Domnului aici, să-l cheme la odihnă. Avea în seara aceasta scurte cuvinte să împărtășesc trei lucruri importante cu privire la acest subiect care se numește moarte. În primul rând, moartea ne aduce aminte că suntem trecători. Suntem rânduiți să trăim o vreme pe acest pământ. Moise scria în Psalmul 90 că zilele omului sunt rânduite și anii sunt rânduiți să trăiască 70, 80, pentru cei mai tari. Fratele Ghiță a ajuns aproape pragul de 80 de ani. La 77 spre 78, Dumnezeu a hotărât să-l cheme în veșnicie. Suntem trecători. Cuvântul acesta de multe ori sună în mintea mea și în lăuntul meu și când sunt singur și fie călătoresc cu mașina sau când mă rog înaintea lui Dumnezeu, îmi aduc mereu aminte de acest cuvânt. Sunt doar trecător pe acest pământ. Trăim doar o vreme pe pământul acesta. Dacă vreți, avem doar o viță de flotant pe acest pământ. Domiciliul stabil și definitiv este, de fapt, în veșnicie. Și lucrul acesta ne-a trebuit să uităm că suntem trecători. Avem o viață scurtă. Foarte scurtă. Și pentru că viața este scurtă, ne-ar trebui să ne focalizăm așa de mult pe lucrurile acestea care sunt pe pământ. Ci ar trebui să ne focalizăm pe lucrurile care rămân. Lucrurile care cântăresc greu. Lucrurile care poate să ne aducă binecuvântare, dar nu aici pe pământ, ci binecuvântarea vieții veșnice. Bine este ca omul să ia seama că în viața asta scurtă care o trăim, să ne oprim măcar din când în când în loc și să ne punem întrebarea. Sunt eu pregătit? Sunt gata să mă întâlnesc cu Dumnezeul Cel preanalt, Stăpânul Universului? Ce-am făcut în această viață scurtă? Ne-am mărginit doar să facem o școală, să ne căsătorim, să avem copii, să muncim aproximativ 40 de ani, ca în cele din urmă să așteptăm mult dorita pensie. Și după ce vine mult dorita pensie, nu după mult timp, vine și plecarea de lumea aceasta. Și oare atât să fie viața? Cred că, dincolo de tot ceea ce am încercat să realizăm sau ne-am decis la începutul vieții să facem, mult mai important este ca în viața asta trecătoare să realizăm că trebuie să ne întoarcem privirile spre Dumnezeu. Viața noastră să aparțină lui Dumnezeu. Mă gândesc la fratele Ghiță, credincios, fiind în anii 50 și ceva, și-a decis viața să o predea în mâna lui Dumnezeu. Așa a rânduit el, dumneavoastră este undeva din Sighetul Marmației, povestea odată că a venit cu stagiul militar aici în Sibiu și a rămas în Sibiu. Așa a hotărât Dumnezeu pentru el. Dar a avut un moment foarte important în viața asta trecătoare, scurtă, să se împace cu Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a făcut la vremea potrivită. Și este cea mai bună alegere care poate să o facă un om. Să se împace cu Dumnezeu în viața asta scurtă. Al doilea lucru important cu privire la acest subiect, moarte, moartea ne descoperă că toți oamenii sunt egali. M-am uitat la subiectul acesta care este foarte mult discutat în media și chiar de noi toți. Și anume, COVID-19. Am realizat că oamenii mor și indiferent ce rang au.
că sunt bogați sau săraci, că au școală multă sau mai puțină, că au ajuns la pensie sau nici nu au apucat pensia, ci am realizat că în fața morții toți oamenii sunt egali. E adevărat că în lumea aceasta oamenii așează pe anumiți oameni pe anumite nivele sociale. În alte țări, pe caste, pe ranguri și așa mai departe. Dar când te gândești la moarte, la subiectul acesta, moartea îi face egal pe toți. Și pe cei mai mari cuceritori ai lumii acesteia, care au fost de-a lungul istoriei, și ei sunt îmbolnăviți. Îngropați sub pământul acesta. Și toți oamenii, chiar fără un nume important, tot acolo vor ajunge. În pământ. În fața morții, toți oamenii sunt egali. Ce bine ar fi să învățăm, dacă se poate, că ar trebui să ne dăm respect mult mai mult atunci când trăim. Să ne așteptăm ca moartea să ne spună, să ne respectăm unii pe alții și să ne vedem egali. Pentru că, în fond, toți suntem creați cu echipul și asemănarea lui Dumnezeu. E adevărat că pe pământ se face diferența asta între oameni. Foarte mult se face și se pune accent pe această diferență. Dar vreau să vă spun, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, toți oamenii sunt egali. Toți oamenii sunt egali. Nu contează ce rang avem, nu contează câți bani avem în cont. Nu contează ce mașină conduce, nu contează ce haine purtăm, ci în ochiul lui Dumnezeu toți oamenii sunt egali. Și în egalitatea aceasta Dumnezeu a făcut ceva extraordinar pentru toți oamenii. Și pentru cei bogați, și pentru cei săraci. Și pentru cei care au mai multă carte, dar și pentru cei care au mai puțină carte. Au făcut ceva extraordinar și anume. L-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru toți oamenii. Și nu de mult am observat învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ne-am adus aminte că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, pentru păcatele întregii omeniri, ca să fim răscumpărați și împăcați cu Dumnezeu. Am o veste bună să vă dau. În împărăția lui Dumnezeu, toți oamenii vor fi egali. Toți oamenii vor fi egali. Și asta e un lucru minunat. Un al treilea lucru care vreau să vă spun, important și acesta, este că moartea pentru cel credincios este intrarea în odihna veșnică. Așa privim noi moartea. Ca o intrare în odihna veșnică. V-am citit cuvântul Domnului. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Domnul, ei se vor odihni de ostenerile lor. Ei se vor odihni. Din perspectiva celui credincios, moartea nu este un eșec, ci moartea este o intrare triumfătoare în Împărăția lui Dumnezeu. Asta este pentru cel credincios. Chemarea care a făcut-o Dumnezeu la fratele Nițel a fost o chemare triumfătoare. Noi aici pe pământ vedem ca o despărțire și așa este. Ne este greu să ne despartem de cineva cu care ne-am obișnuit, ne-am curat și am avut momente frumoase și extraordinare. Și ne este greu să ne despărțim de un astfel de loc. Dar vreau să vă spun, dragii mei, în Împărăția lui Dumnezeu, când un suflet credincios care este împăcat cu Dumnezeu, îngerii cântă, fanfara lui Dumnezeu cântă, porțile Împărăției lui Dumnezeu se deschid. Și în prag acolo este Hristos și spune, vino, slugă bună și credincioasă, demoștenește Împărăția care ți-a fost pregătită. Așa trebuie să vedem în moarte, să nu mai înspăimântăm. Chiar dacă va veni mai devreme sau mai târziu, nu ar trebui să avem un sentiment de groază, de frică, de spaimă, de panică. Și dacă avem credință în Domnul Iisus Hristos, plecarea noastră de pe acest pământ, de fapt, este o intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, moartea pentru cel credincios nu este un adim. Nu ne duce spre un neant.
ci este un la revedere. Vă rog să vă uitați la această imagine. Imaginea aceasta, făcută acum câțiva ani, fratele Ghiță face un la revedere. Așa vede cel credincios plecarea de pe acest pământ. Un la revedere fraților de credință, un la revedere copiilor, un la revedere cunoscuților, cu perspectiva că într-o zi ne vom vedea în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El, să-L slujim pe Dumnezeu nostru și să ne punem toată nădejdea în Cel ce va veni. Dragii mei, există o înviere a celor morți. Și cei credincioși cred în această înviere. Noi credem și așteptăm învierea morților. Este fenomenul cel mai extraordinar care se va întâmpla în acest univers. Când trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți în Hristos vor învia, dragii mei, și vor învia pentru răsplată. Și cei credincioși, împreună cu cei care au adormit în Domnul, îl vom întâmpina pe Iisus, pe norii cerului, ca să ne ducă acasă, la Tatăl. Dumnezeu să ne ajute să trăim această perspectivă. Amin. Jesus, Jesus, Jesus.
vor veni pentru lucrarea aceasta. Dorim de toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care vor urmări slujba aceasta de vedere și slujba de mormântare de mâine. Rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze familia pe cei care nu pot fi prezenți aici din motive obiective. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo când vă aflați. Mângâierea Domnului să se așeze peste inimile voastre și să ne uităm, fratele Ghiță, eu am toată vedere, că s-a dus la o bine, acasă, la Domnul. Mulți faceți zoro de adunare care știu de plecarea fratele Ghiță, au dorit să vină să fie la vedere. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți frații, membrii bisericii noastre, sau în alte biserici care au fost ce ar fi dorit să fie alături în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Aș vrea să ne avem în capetele și ne vom ruga la tine aceste slujbe. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim. Pentru că tu ești suveran și ești Domnul vieții. Tu ești Domn peste viață și peste moarte deopotrivă. Ne supunem autorității tale, Doamne, și ne închinăm înaintea ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că la vremea hotărâtă de tine l-ai strâns pe fratele Ghiță ca un snop la vremea lui. Îți mulțumim că în hotărârea ta divină n-a murit nici prea devreme, nici prea târziu. Pentru că zilele vieții noastre sunt înfășurate pe mâna ta, pe palma ta, Doamne, și niciuna din zilele noastre îți mulțumim pentru fratele Ghiță și slujirea pe care acest frate a avut-o de-a lungul vieții în Biserica Emanuel, Doamne, și mai bine cuvânta multe suflete prin lucrarea și slujirea acestui frate. Te rog să ne binecuvântezi pe fiecare și să ne ajungi, Doamne, să slujim și noi la rândul nostru, semenilor noștri și fraților noștri. Binecuvintează pe lucrurile întreaga familie, lucrează la mântuirea lor, Doamne, pentru slava și gloria ta. Ne închinăm ție, Doamne. Îți mulțumim că în aceste zile, peste sufletele noastre, Doamne, și peste viața noastră, ai revărsat bucuria închinării tale, Doamne, pe care noi am sărbătorit-o de curând. Vrem ca această bucurie să rămână în inimile noastre ale fiecare. Și pacea ta, care întrece orice pricepere, să rămână peste inimile și peste viețile noastre. Ne încredințăm în mâna ta. Încă o dată, te rog, binecuvintează familia Berci și mântuirea ta și binecuvântarea ta să-i însoțească. Numele Tău îl slăvim, Doamne, și binecuvântă. Și îți mulțumesc pentru toți cei care au slujit în seara aceasta, vă rog aceasta. Și te rog să-i binecuvintezi și să-i răsplătești. Ne închinăm și și te slăvim, Tatăl, Fiule și Duhul Sfinte. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Hristos a înviat.